Turiștii unui hotel din stațiunea Predial au fost evacuați după ce un incendiu puternic a izbucnit la demisolul clădirii. Două dintre persoanele cazate în hotel au avut nevoie de îngrijiri medicale. Toți cei 120 de cazați ai unui hotel de patru stele au fost evacuați în această dimineață, după ce un incendiu a izbucnit în zona centralei termice din vestiarul personalului situat la demisolul clădirii. Două turiste, una de naționalitate germană și una olandeză, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre ele s-a intoxicat cu fum, iar cea de-a doua a suferit un atac de panică. Niciuna dintre victime nu a avut nevoie de spitalizare. Patru autospeciale cu apă și spuma ale I. Rașov, au sosit la fața locului, iar incendiul a fost stins în scurt timp, fără a se stinde și la alte încoperi ale imobilului.